untul de arahide, care se face foarte, foarte ușor. Și o să avem nevoie de 250 de arahide. Eu le-am cumpărat acelea sărate, sunt și prăjite. Dacă le aveți crude, le prăjiți în cuptor circa 5 minute. Așa, așa. Și o să facem aici în acest mixer. Al meu este micuț, dar dacă aveți unul care are putere mai mare, să știți că este mult mai bine. Și o să pun alunele aici înăuntru. Am să fac puțină gălăgie. Am zis să fac untul de arahide. Să-l vedeți cum se face și cam cât durează. Așa. O să pun și căpăcelul. Și acum o să fac puțină gălăgie cu mixerul. Să sperăm că nu o să fie prea mare. Am să dau așa deoparte. O să las așa mai jos camera. Le mixăm bine, bine, până când se transformă în unt. Am amestecat. Acum o să dăm jos de pe pereții vasului. Așa, cu o lingură. Și amestecăm în continuare până se transformă în unt. Așa. Și o să avem untul nostru de arahide sau de alune. Punem căpăcelul. Și după aceea facem crema. Și dacă vedeți că se mixează greu, vedeți? Se mixează greu, puteți adăuga o lingură, două de ulei. Așa, eu am să-l adaug acum ca să facem mai repede. Așa. Dar aș vrea mai întâi să vă arăt cum se transformă în unt și după aceea adăugăm uleiul. Așa, amestecăm așa bine. Continuăm până formăm untul de arahide. Așa. Mai dăm în jos. Vedeți că începe să se transforme încet, încet. Durează. Acum depinde cât de puternic este mixerul. Este puternic, îl puteți face și în 5 minute sau în 10. Sau a mea este micuț. Nu are putere așa mare. Așa. Și dăm așa și mai amestecăm puțin și să vedeți cum se transformă. Trebuie puțină răbdare. Așa. Acoperim. Și încă o dată, mai fac puțină gălăgie. Mai scoatem. Scoatem și amestecăm. Vedeți cum se transformă? Începe să se transforme în untul de arahide. Încet, încet și cu a mea este micuță și nu are așa mare putere să lucreze, dar reușește încet, încet. Așa, punem căpăcelul.
aici deasupra și continuăm. Mai fac puțină gălăgie. Când am să public pe canalul de YouTube, am să scot acest zgomot, să nu se audă. Să se vadă mai bine așa. Mai opresc puțin și mai amestecăm puțin. Ia uitați, vedeți cum s-a schimbat? Din ce în ce începe să prindă forma untului de arahide. Așa, mai amestecăm puțin. Vreau să vă arăt mai întâi cum se face untul de arahide. Este foarte simplu de făcut. Așa. Și după aceea facem crema. Așa, mai amestecăm încă puțin. Încă o dată. Și este aproape gata. Așa. Să mai vedem o dată. Îmi pare rău pentru zgomot. Așa. Vedeți? Încă puțin. Și este gata. Iar până scoate tot uleiul din... din arahida. Așa. Din boabe. Și acum mai amestecăm o dată. Să vedem. Este aproape, aproape gata. Vedeți? Ia uitați-l. Așa. Încă o dată și este gata. Și am făcut untul de arahide și îl punem în borcanel și îl ținem la frigider. Și din untul de arahide o să facem crema noastră. Care seamănă cu Nutella, numai că este făcută din arahide. Dacă puneam alune de pădure, puteam spune că este Nutella. Dar o să facem și Nutella cu alune de pădure. Așa. Și încă puțină gălăgie. Ia să vedem dacă mi-ați scris mesaje. Atât. Vă pup, vă pup. Încă puțină gălăgie și după aceea am terminat. Așa, ia să vedem. Acum cred că este gata. O să scot să vă arăt cum arată. Vedeți? Cum arată untul de arahide. Și îl puneți în borcanel. Ia uitați așa.
Ia uitați, eu l-am pus în borcanel. Vedeți? Este aceeași consistență. Așa, punem la loc. Punem căpăcelul și apoi îl dăm la frigider. Unt de arahidie. Punem și o etichetă ca să știm despre ce este vorba.